o ascultăm pe sora maestrului Petrică Mățu Stoian. Noi vrem să facem un interviu, doamna Maria, cu dumneavoastră. Vedeți că este tot felul de lucruri la iveală și era foarte iubit fratele dumneavoastră. Sunt foarte multe cereri să nu lăsăm și nu are. Sunt cereri, da, acolo cu moartea lui și cu asta trebuie să clarifice procurorii. IML-ul ne trimite, eu țin legătura cu cel care se ocupă de caz, care se o sesiza. Dumneavoastră ați fost la audiată, la poliție? Da, sigur. Când? Ieri? Păi ieri am fost și eu și cine a mai fost, nu știu, doar tine. Și atunci va mai fi audiat și medicii de la Reșița și de la clinică. Și atunci când se încheie, ne trimit și analizele care vin de la în urma autopsiei. Asta. Deci eu aștept să văd ce se întâmplă. Sunt foarte afectată. Stau și nici nu mi-adun cuvintele, vă închipuiți. Cred. Nu m-am odihnit. Am ajuns la 12-1 noaptea și acum de dimineață iar au început să sune și ăsta. Și nici nu m-am odihnit, nici nu pot să dorm, nici nu pot să mănânc. Sunt cum suntem și noi. Când era picat așa ca trăznetul. Dar așa să-l vezi în fața ochilor și după 4 ore să nu-l mai vezi, să-l vezi mort, e cumplit. Eu vreau să-i păstrez memoria, noi l-am iubit tot și am fost mândri de el. Deci eu atâta sunt de afectată de nu pot acum nici să vorbesc bine. Cum aștept niște gânduri, niște rezultate. O să vedeți că în ziua de azi dreptatea nu prea mai are loc. Doamne, dar nu mă gândeam ca el, să moară el și noi să... Mă zic pe rând, hai pe rând, cum suntem născut, nu el, că el era cel mai mic dintre noi. Da, și acum a rămas eu, sora mea, eu și și el. El era și tot ne suna săracul, măi, ce faceți mai tot? Faci mâncare, că el cu mâncărul avea treabă. Faci mâncare, zic, hai că-ți trimit o rețetă și... Vârteam așa cât de puțin, cât puteam și noi. După aia, dacă era ocupat, nu îl deranjam. El ne dădea el semn când poate vorbi sau ceva cu noi sau dacă nu ne răspundea pe moment, suna el când putea, știți cum. Da. Eram într-o relație frumoasă. Nu aveam probleme. Doar că, na, el fiind mai ocupat, nu ne vedeam așa de el. Ne vedeam când se putea, ne vedeam și mai mergeam și la țară, ne vedeam acolo tot. Asta. Da, îmi pare rău de nu mai pot. Și îmi pare foarte rău de el. Purie, când ne întâlneam, era vece. Mi spunea numai, râsete și glume și nu, noi nu ne... certam sau ceva, lui nu-i plăcea așa ceva să ne certăm, să ne vadă că suntem vrăjbiți sau cumva. Nu, trebuie să fim buni, să fim... Și așa și am fost, că nu, noi nu ne-am bălăcărit, frate, și ăsta, am fost bine. Era frumos că-l aveam și pe el și ne mândream cu el. Și asta nu-l mai avem acum. Poate Dumnezeu o vrut așa, sau nu știu. Dar vă închipuiți cum a putut el să vină să moară aici, în partea asta, unde suntem noi. N-am murit la București sau încolo. Am murit în mâinile noastre. Și cum s-ar zice vorba țăranului. Da. Dumnezeu a potrivit asta, cred. Să fie el aici și să fim noi lângă el. Altfel, poate n-aveam niciun acces. Că el a mai fost internat, dar nici n-am știut, nu ne-a anunțat nimeni. Și asta e. Dar acum n-au mai putut. Da, sora dumneavoastră, pe ea cum o cheamă? Domnica. Cum? Domnica. Domnica. Ea e cea mare. Da, da, da. Și ea a fost și ea la poliție ieri? Nu, ea n-a fost, că ea nu... N-a fost de față. Eu am... Pe mine m-au luat că eu am fost acolo de când l-au adus la Reșița. Eu am fugit de la Arad repede, am crezut că pot să-l iau, să-l duc în altă parte, să-l fiu dus în Ungaria, că am vorbit să mă acolo, să-l duc, să... Dar n-am mai putut.
în Ungaria și îl duceam și în Austria, dacă era, dar nu era transportabil. Eu de-aia am fugit repede, zic, poate reușesc să-l duc acolo. Și... Dar cine v-a anunțat că e ajuns la Reșița? În Reșița am un băiat nepot, de la fratele la mort. Am înțeles acum. Și băiatul ăsta e un pic așa panicat, rău. Și când a văzut că lui Petrică a fost rău și l-a adus cu salvare, el l-a sunat pe el, pe ăsta, pe nepot. Zice, vezi că mă aduce cu salvarea la Reșița. Era în salvarea de la Oravița, de Neau. Prima dată s-a oprit acolo la Oravița cu el, i-a făcut ce i-a făcut și l-a trimis repede că a văzut că nu-i pentru ei, el scuipa sânge. Și l-a trimis repede la Reșița și atunci ăsta când o afla că nepotul ăsta o afla că vine Petre în salvare de acolo, de la clinică, nici nu făcut o procedură din aia, deci de la prima procedură s-a întâmplat. El panicat, tușa, vine repede că uite, rupete, e grav. Mamă, când am auzit, nu m-am adunat, nu m-am... Zic, hai, m-am îmbrăcat repede, era 7 dimineața, nu mai știu, 7:30. Și am plecat, am fugit acolo, am ajuns. Era, nu, glumea el, dar era rău, scuipa sânge. Și ați intrat, l-ați văzut? Da, păi imediat m-au lăsat acolo, doctor, nu pot să spun ăștia de la Reșița. Bine, ne cunoșteau, că noi am locuit 15 ani în Reșița. Am înțeles. Ne cunoșteau tot, da. Am înțeles. Și atunci... avem cunoștințe acolo, avem relații și în Reșița, da. Și știți cum e. A mai apucat să vorbească acolo în spital când ați intrat cu dumneavoastră? Da, sigur. Mi-a auzit și am stat 2 ore cu el acolo, că el a fost la cardiologie. Da. 2 ore și ceva am stat acolo și cu el. M-a lăsat să stau cu el. L-am ajutat așa ce vrea el când scuipa, știți cum, sucheții de-astea intime, dar... Greu. Da. Am stăteam și tot îi spuneam, hai pe ții că nu te lăsa, hai că ești puteț. Uite sorme, acum am ajuns, uite sorme, în ce hal, dar zic, cine te-a pus pe tine să te duci la clinica aia? Nu au mai zis nimic. Greșeala a fost că s-a dus, dar greșeala doctorilor nu trebuia să-l bage. Dacă a văzut că el are cu inima sau eu știu... Eu uit un pic pe dosar, nici nu s-a uitat pe dosarul lui. El s-a dus cu niște analize acolo. Și atunci ei nu s-au uitat, s-au băgat direct în proceduri și el a pățit ce a pățit. Și atunci nu l-a mai putut salva. Și asta a fost. Și el, săracul, ce v-a mai apucat să vă spună când ați văzut el la spital? Păi eu nu vreau să-l cert sau ceva, să zic cine te-a pus, de ce te-ai dus, atâta l-am întrebat, de ce te-ai dus cu Petrica acolo, cine te-a fi învățat să te duci tu acolo? Nu mi-a mai dat răspuns, că cine, cum? Și atunci n-am insistat și atâta. Domnilor și domnilor, a venit să ne